Ne pregătim să mergem în... facem creasta Craiului. De la nord la sud, dormim o noapte în creastă. Ne rupe căldura. Rucsacul e foarte greu. Facem în pauze scurte, totuși avem ritm bun, da. Foarte greu. Și încă suntem în pădure. Pentru încă 100 de metri, după aia o să ne coacem la propriu. Bang! Primul pas la soare. Pentru următoarele câteva ore. Da. Pentru tot restul zilei, de fapt. Mai avem puțină pădure acolo la curmătura și... Da. Gata. Am ajuns la curmătura. Facem o pauză de o bere și între timp vă las să vă bucurați de niște imagini marfă. Abia am plecat de la curmătura, mai avem de mers conform marcajelor vreo 6-7 ore până la Piscul Baciului, unde o să și dormim. Problema e că e vreo 2 ceasul. Ajungem cam târziu. Vedem. Am ajuns la porțiunea de lanțuri spre vârful turnului. Și începe urcarea pe lanțuri. Cele frumos. Începe ce trebuie acum. Piatra mică. Și aici spre vârful turnului intrăm în creasta nordică. Se pare că am ajuns la vârful turnului. Cât să fie ceasul? 4 jumate, nu? Așa. 4. 2 ore. N-avem șansa să mai facem creasta nordică azi. Cred că dormim la ascuțit. Thank you.
e 5 și un sfert. Am plecat de vreo jumătate de oră de la vârful turnul. Ne îndreptăm către vârful Ascuțit. Trebuie să ajungem pe la 7 seara să căutăm loc de cort. Și cam aia e deocamdată. O porțiune marfă de jnepeniș, tare de tot, dar și obositoare. Ne apropiem de vârful Ascuțit. Marfă partea asta de creastă. Tocmai ce am dat un urs pe traseu. Nu știu dacă se vede pe filmare, dar este jos în vale. Își face veacul aici imediat jos în vale, nu e foarte departe. Ne apropiem în sfârșit de vârful Ascuțit. Parcă nu mai ajungeam. Tot apăreau alte și alte mici vârfuri. 7 și 18. Vârful Ascuțit. Piatra Craiului. E 6 și 20. Nu am reușit să dormim aproape deloc. A fost vânt, cortul se mișca și făcea zgomot. Cred că am dormit 3 ore. Dar am zis totuși să prindem răsărițul. Ia să vedem cum se vede un cort dimineața de pe creastă. Așa e dimineața. Ce sus e vârful. Ora 8.45, am strâns corturile și plecăm de pe vârful Ascuțit. Ne îndreptăm către vârful La Om sau Piscul Baciului și apoi vedem dacă reușim să facem și creasta sudică sau să coborâm pe la table.
Da, da. Uite, alea două stau acolo. Urmează și uite alea. Uite cu puiul. Uite, uite, uite ce urcă aia cu puiul. Ce tare. Au venit de pe valea aia vreo 8, așa cred. Și vârful la om. 12 fără 20 am mișcat din... Sub 3 ore? La 9 fără 10 am mișcat. Da. Deci ne-am mișcat super bine, chiar. Creasta ne ridică în toată splendoarea, uite. Da. De la refugiu ascuțit până la om. Uite și bucegii palnici. Și vârful la om. Piscuvaciului. Cel mai înalt din creasta Craiului. Suntem pe coborârea de la Piscubaciului, spre refugiu Grind 1, apoi la Table, Prăpăstii și înapoi la Potoroc. Coborârea destul de nasoală pentru genunchi. Pietriș aici în prima parte, după care o să fie mai ok în pădure. Bine, cum vreți. Mai avem puțin să ajungem la izvor, suntem rupți de sete. Nu mai avem apă de ceva timp, e foarte cald. A, deja se aude cum curge apa. Mama, apă! Am ajuns aproape la fântâna lui Botorog. La Bâlci am ajuns aici. Bâlciul de la fântâna lui Botorog. Și sfârșitul traseului.